Comunitatea bancară și-a exprimat disponibilitatea de a oferi sprijin continuu clienților din sectorul agricol care au luat împrumuturi și întâmpină dificultăți în onorarea obligațiilor asumate. Într-un comunicat, Asociația Băncilor din Republica Moldova notează că este posibil să se ia măsuri individuale, ținând cont de situația specifică a clientului. Până la sfârșitul lunii octombrie acestui an, valoarea creditelor acordate în această ramură se ridică la 5.300.000.000 de lei. În același timp, 7% au întârzieri în îndeplinirea obligațiilor cu mai mult de 30 de zile. Asociația Băncilor și-a anunțat participarea la identificarea unei soluții la problemele cu care se confruntă fermierii moldoveni din cauza situației din regiune, precum și disponibilitatea de a oferi sprijin continuu clienților din sectorul agricol care au primit împrumuturi și întâmpină dificultăți la rambursarea creditelor. Acest lucru se precizează într-un comunicat al organizației. Documentul notează că în cadrul dialogului, băncile partenere se străduiesc să determine măsuri individuale pentru fiecare client, ținând cont de situația sa specifică. La 31.10.2023, suma creditelor acordate sectorului agricol de către băncile din Moldova a constituit 5,3 miliarde de lei, fiind finanțate peste 5.260 de companii agricole și fermieri. Din numărul total de companii agricole și fermieri, 368 sau 7% din total au înregistrat întârzieri mai mari de 30 de zile la onorarea obligațiilor. Pentru comparație, la data de 31.12.2022, întârzierea au înregistrat 327 de companii agricole și fermieri sau 6,6% din total. Asociația Băncilor din Moldova consideră că cifrele prezentate reflectă eforturile ambelor părți de a gestiona corect riscurile. Totodată, asociația constată că pe parcursul lunilor noiembrie și decembrie, curent, se observă o ușoară tendință de diminuare a capacității de plată în cazul unor debitori din domeniul agricol respectiv. Asociația împreună cu comunitatea bancară rămâne deschisă pentru a acorda suport agricultorilor în vederea depășirii situației existente și asigurării dezvoltării sectorului agricol.